Bunicii mei s-au pierdut în 2004, înainte de a avea șansa să începem smurt la Iași. Știau că am zburat cu elicopterul de la ambulanță și ei m-au încurajat. Părinții mei, în schimb, ei întotdeauna m-au rugat, dacă se poate, să nu mai duc cu elicopterul. Mai ales că la primul accident ei au primit telefon că eu eram în elicopter. Cred mult în Dumnezeu și am credința că El dă omului ce poate face. Și dacă El m-a pus pe mine să fac asta, înseamnă că eu trebuie să-mi duc menirea mai departe să fac asta. Diana Cimpoieșu este una dintre cele mai puternice voci din sistemul sanitar de la noi. E primul profesor universitar de medicină de urgență din România. E și conducător de doctorat în această specialitate. De fapt, cu ea a început medicina de urgență în Moldova. N-a ajuns nici profesor de matematică, nici critic literar, cum și-a dorit în anii de liceu. Bunica a convins-o să aleagă medicina și chiar a pregătit-o la biologie. Apoi, un serial de televiziune i-a influențat destinul, iar în 1993 a ales să devină rezident în medicina de urgență. Nu știa atunci că viața ei va semăna mai târziu cu scenariul acelui film, ba chiar îl va întrece pe alocuri. Am ales să devin rezident de medicină de urgență în urma examenului de rezidențiat. Știam destul de puțin, apăruse primul serial american despre camera de gardă în piața românilor și toată lumea, indiferent că era medic sau de orice alt profil, urmărea cu sufletul la gură episoadele și evident părea atractiv. Și în același timp m-am uitat ce conține medicina de urgență. Conținea specialități care mi-erau dragi. Sunt prima generație, 5 rezidenți, am fost aici la Iași. Din prima generație doar eu mai sunt în Iași. Iașiul nu avea, atunci când am terminat eu specialitatea, o zonă de medicină de urgență decât partea de prespital și am fost un an la serviciu de ambulanță. Am lucrat cu domnul doctor Agapi, cu domnul doctor Calistru, care aveau deja experiența ambulanței și am căpătat și eu această experiență timp de un an de zile și acolo am făcut și primele zboruri și am fost și managerul serviciului de ambulanță un timp scurt. Era clar că medicina de urgență trebuie să contureze în spital și m-am dus în fața domnului profesor academician acum Carol Stanciu și a domnului profesor Eugen Târcoveanu, care era directorul spitalului atunci, și am spus, eu un proaspăt specialist care nu aveam încă 30 de ani, aveam 29 de ani atunci, și am spus, o să facem departament de urgență în Spitalul Sfântul Spiridon și evident le-am explicat motivele. Eram un copil care încercam să conving niște nume mari ale medicinei ieșene că vom face o nouă specialitate și vom face o nouă clinică aici în Spitalul Sfântul Spiridon. Și se pare că i-am convins. Am restructurat vechiul triaj și am făcut prima unitate primire urgență de aici, din regiunea de nord-est. Era cam un sfert de cât e acum, pentru a face de la vechiul triaj, care însemna o cameră cu un pat, un electrocardiograf, un birou și o masă, o unitate primire urgență care reușește să trateze anual peste 90.000 de pacienți. Deci UPU are dată de înființare 1999, am inaugurat cumva în 2000 și abia în 2005 a apărut smurdul. Merge la IBCV. Uite foile lui. Așa. Cum mai e durerea, domnule? Ia mai spuneți cu durerea. Da? Mai bine a trecut? Un infart. Să
temperatura ție la 98, am mai fost 95 și am pus un pic de oxigen. Misiunile pe granița dintre viață și moarte i-au adus uneori lacrimi medicului urgentist, dar de cele mai multe ori a trăit bucurii imposibil de cuprins în cuvinte. Deși e profesor universitar și membru în numeroase foruri naționale și internaționale, medicul Diana Cimpoeșu nu a renunțat la prima dragoste, zborul cu elicopterul. Primele misiuni de salvare pe calea aerului le-a făcut în 1997, înainte deci de apariția SMURD. Primele misiuni au fost făcute aici la Iași cu un elicopter în contract cu serviciul de ambulanță. Continui să fac pentru că e clar că îmi place, mă simt bine, mă simt foarte bine atunci când am grijă de pacienți. Varianta de intervenții cu elicopterul SMURD este poate cea mai dificilă, atât din cauza condițiilor, să zicem, de zbor, care sunt altele decât atunci când mergi cu mașina de terapie intensivă sau când ești în unitatea primire urgență, dar în același timp și pentru că la locul intervenției ești singur. Singur, adică tu cu asistentul, singurul medic care poate face ceva pentru pacient. Am devenit profesor universitar în urmă cu 7 ani, în 2015, și mă bucur că am făcut asta. Mai am un coleg la Timișoara, dar care nu e în cadrul UPU SMURD, de aceea spun eu că am așa o situație anume. Povestesc studenților mei lucruri pe care le-am făcut cu o zi înainte, cu câteva zile înainte. E foarte important să înveți din povești. Poveștile sunt, de fapt, cazuri clinice pe care le discutăm și în felul ăsta reușesc, cred eu, să fie atrăgătoare cursurile noastre, să fie atrăgătoare specialitatea noastră și dacă ne uităm câți studenți avem voluntari, câți vin cu drag către unitatea primire urgență și au făcut-o și în pandemie când era greu și faptul că aici la Iași medicina de urgență se alege la rezidențiat, e considerată o specialitate grea, dar și atractivă, cred că se datorează acestor povești. Sunt zile în care putem avea un singur zbor sau sunt zile în care avem 3-4 misiuni. Eu fac asta doar sâmbătă și duminica, pentru că clar în timpul săptămânii am fie cursurile cu studenții, clar activitatea clinică și activitatea de coordonare. Și sunt o mulțime de lucruri care țin de învățământ. Având șansa unei poziții de profesor universitar, conducător de doctorat, am și obligația să ajut celelalte centre din țară. Elicopterul e trimis conform prevederilor legale. Legea 40 ne spune că la cazurile de șoc, la cazurile de stop resuscitat, la cazurile de comă, la cazurile de insuficiență respiratorie, neonatologia cu pacient critic, toate astea sunt intervenții de misiuni de tip elicopter. Ele pot fi și secundare atunci când transferăm dintr-un spital. Și un specific al României este că folosește câteodată elicopterul, poate chiar dacă distanța ar putea fi parcursă într-un timp rezonabil și pe cale terestră, pentru că nu există suficienți medici care să transfere. Trecem și Prutul, da? Avem misiunile din Republica Moldova. Acum, dacă vine o misiune prin 112 de la Aviasan, Chișinău, dacă vremea permite,
Piloții spun da, noi din punct de vedere medical, dacă sunt respectate criteriile, spunem da. Și pacienții, cei mai mulți, îi ducem către Chișinău. Mai ales pacienții vârstnici care află că vine elicopterul după ei, se simt un pic deosebit de bine tratați. Ei își închipuie că elicopterul e doar pentru anumite persoane. O doamnă în vârstă, zicea, maică, cum ați venit voi după mine? Să vă dea Dumnezeu sănătate. Da, cum? Da, eu-s bătrână. Lăsați, dumneavoastră sunteți tineri. Vedeți-vă de altă dată. Zic, acum dumneavoastră sunteți într-o situație gravă, am liniștit-o și a zis, să vă dea Dumnezeu sănătate dumneavoastră și doctorului Arafat. Acum e mai bine. Da. Avea dureri toracică. Ce am făcut fentanil? 33. 33. Doamna 30. Care a avut fractură? E cu o fractură de platou tibial acum o lună. Da? Da, voi ceva de durere i-ați făcut? Da, i-am făcut fentanil. Fentanil, da? Da, da. Cât? 50 micrograme. Intervențiile cu elicopterul au o doză mare de neprevăzut. Uneori, cerul rămâne senin pe toată durata zborului. Alteori, alertele de vreme rea vin înainte de aterizare. Se mai întâmplă ca pe drum, starea bolnavului să necesite manevre complicate pentru spațiul mic din elicopter. Cazurile de acest fel, atunci când apar, se țin minte toată viața. O misiune cu elicopterul, un pacient similar cu pacientul de astăzi, un infarct miocardic acut la un pacient vârstnic pe care l-am luat atunci de la Bacău și care a instalat pe timpul transportului o tulburare de ritm severă, inima bătea rar și a trebuit să facem pacing transcutanat. Și avem în continuare puțin spațiu de lucru în elicopter. Eram împreună cu unul din cei mai buni asistenți ai noștri, care din păcate nu mai e aici pe pământ. E colegul nostru care s-a pierdut în accidentul din Moldova. Da, am avut recent o mămică care a venit și a spus, a venit pentru o altă problemă și a spus, știți, băiatul meu pe care l-ați dus cu elicopterul acum câțiva ani, e bine și vă transmite mulțumiri și acum e mare, e la liceu, e o bucurie și am și pacienți care vin ei. Poate fi un copil care a căzut într-un țăruș, da? În ceva, de la gard, de la... Da? Ce faci? Îl lași pe loc, îl fixezi și mergi cu pacientul așa, pentru că singura lui șansă este cu manevre de resuscitare, cu fluide, să ajungem la spital și acolo să intre în sală să-i scoată, da? Pentru că altfel a sta acolo și a te lupta pentru el înseamnă că pierzi timp. O familie care a avut doi membri, doi bărbați tineri într-un accident rutier foarte sever aproape de Pașcani. Am oprit acolo mergând spre conferință la Oradea. Ne-am oprit, am intervenit acolo și a fost foarte important. Am chemat apoi smurdul în sprijin și pacientul care a comatos cu o sângerare importantă din traumă a supraviețuit și familia respectivă mi-a adus o icoană cu Sfânta Paraschiva care mi-e foarte dragă. În iernile grele, când sunt drumuri înzăpezite și sate izolate, elicopterul smurd devine singura șansă la viață. Oricât de cumplit ar fi gerul, medicii, asistentele și piloții merg prin nămeți de la locul de aterizare și până la casa bolnavului.
ducând în brațe trusele cu echipament medical. În astfel de situații, între salvatori și cei salvați, se stabilesc legături pe viață. Așa s-a întâmplat în 30 decembrie 2014. Medicul Diana Cimpoeșu a mers într-un cătun din județul Vaslui să aducă la maternitate o gravidă în travaliu, dar s-a întors la Iași cu un finuț de care se îngrijește și astăzi. Era 30 decembrie 2014. Am avut mai multe misiuni atunci, întâi în județul Bacău. Trebuia să plec, 30 era deja o zi de concediu pentru mine și m-a sunat doctorul Arafat și a zis aveți un elicopter trimis deja la niște pacienți în zăpezit, dar aveți și elicopterul mare. Încercați să mergeți după 3 pacienți în județul Bacău și m-am uitat către asistentul care ținea locul asistentei șefei, era în vacanță. Am zis, ok, o să merg eu cu Paul. Și am mers, am adus cazurile de la Bacău. De la Bacău am primit iar o solicitare pentru o localitate, Ciocani, lângă Bârlad. Am aterizat în apropierea casei unei femei care se afla în cursul nașterii naturale. Am asistat finalizarea nașterii. Fabio s-a născut, l-am luat în brațe, l-am învelit și am început aspirație, oxigen, ce se face la un nou născut. Problema a apărut pentru că placenta nu delivra și nu e așa, ca să ne exprim așa în termeni obișnuiți. Și colega mea de facultate, care era de gardă, ginecolog în maternitatea Cuza Vodă, mi-a zis, trebuie să stați acolo să delivereze placenta. Și am început să facem masaj și să facem și rugăciuni. Apoi ne-am scos geaca și eu și asistentul. Eu am luat bebelușul, el a luat mama și ne-am dus la elicopter. După aia am urmărit bebelușul, am fost la maternitatea Cuza Vodă și am simțit în ziua de 1 ianuarie, evident n-am mai plecat la munte, dorința de a-l și boteza. Avem o vorbă, de atunci toate gravidele parcă stau în vârful dealului și ori trebuie să ajungi la ele, ori trebuie să le aduci la elicopter, pentru că era clar că nu se poate altfel. Și am mai avut o astfel de naștere tot într-o iarnă grea și la fel am zburat undeva, nu mai știu dacă era Țibana sau Țibănești, pentru că era totul așa, învățam geografia Iașului, eu fiind crescută în 2 orașe mari, cel mai mult la Craiova și apoi la Iași, a fost prima naștere pe care am asistat-o undeva departe. Copilul a ieșit atunci ușor cianotic, la fel l-am aspirat, a fost bine și elicopterul a putut ateriza în curtea dispensarului. A fost o distanță mult mai mică pe care tot așa am mers cu bebelușul în brațe. Mi-e rău, mă doare tot. Și mai ales burta. Să punem mai ridicat. Da, parcă îmi trebuie și aer, dar mă simt moale. Masca de oxigen. Ce rată respiratorie avem aici? Da, pacientul respiră cu 28 de respirații pe minut. O saturație, dacă putem să punem, și o linie venoasă. Toracele mișcă, da, rapid. Glasgow-ul lui e 14, ține ochii închiși și deschide când îi ceri. Am înțeles. Rămâne același bombiezi, da. Imagini dramatice, accidente cumplite, manevre de resuscitare, adrenalină, stres, toate fac parte din viața medicului urgentist. Când nu e cu elicopterul, e la coordonarea unității de primiri urgențe sau la patul bolnavului. Când nu e la conferințe în străinătate, este la facultate sau ține cursuri de prim ajutor pentru medici și asistenți. Inspirată de modelul SMURD Târgu Mureș, a pus pe picioare și la Iași un astfel de sistem medical, pe care l-a extins nu doar în regiune, ci și dincolo de Prut. Diana Cimpoeșu a vrut să fie un exemplu pentru colegii ei. Nu le-a spus ce să facă, ci le-a arătat cum se face. Echipa ei, deși are profil feminin, este puternică și curajoasă.
dincolo de spațiu și de echipamente medicale, medicina de urgență înseamnă oameni și înseamnă medici. Am pornit atunci împreună cu trei colege care erau a doua generație de medici de urgență din România și apoi am crescut. Din fiecare generație s-au mai adăugat și din fiecare generație de rezidențe apoi am avut prilejul să selectez cei mai buni rezidenți care au dat concurs și care au rămas aici și care au crescut și au devenit de la student voluntar la SMURD, medic primar, cercetător științific. Un lucru foarte bun la noi este că marea majoritate a medicilor fac activitate și în UPU și în SMURD și pe dispecerat. De exemplu, Gianina, ea face și elicopter, face și dispecerat, face și SMURD, face și UPU. Cei mai mulți sunt așa. Și are și un exemplu, așa cum v-am spus, de femeie puternică care are și familie și doi copii, face și profesie. Că există ideea asta că, vai, medicina de urgență nu te împlinești în plan personal. Ba da, te poți împlini și în plan personal și profesional. Dacă ai o familie care te înțelege și dacă tu ești un om care vrei să faci de toate bine, poți să le faci pe toate bine. La concursurile, atât pentru medici, dar mai ales pentru asistenți, concurența este foarte mare, 18 pe loc. Ce spune asta pentru un post de asistent la UBU? Înseamnă că mulți își doresc. Sunt mândră de toate lucrurile astea și sunt mândră în primul rând de echipa mea, pentru că ea înseamnă urgența de aici. Așa cum a pornit ea de la Spitalul Sfântul Spiridon și a mers mai departe către celelalte spitale din Iași și către celelalte spitale din regiunea de nord-est a României. Fiecare își poate alege medicul atunci când e în afara urgenței. E în urgență, nimeni nu își poate alege medicul și atunci ar fi bine să ne asigurăm că avem unde, avem cu ce și avem cu cine. Despre partea de cu cine încerc să mă ocup cel mai mult, deși și aici e nevoie de resurse. Despre partea de cu ce e nevoie de resurse financiare pe care să le cheltuim bine. Ce facem? Ar trebui să reluăm compresiunile. Compresiunile, da? Încercați să ventilați și dacă nu, haide să intubăm pacientul. Se ventilează bine acum. Se ventilează bine. Ce a reprezentat doamna profesor Cimpeșu pentru mine? Omul care a știut să mă facă să cresc din punct de vedere profesional. Este răbdătoare, răspunde la orice telefon din zi și din noapte, astfel încât să poată rezolva toate problemele care apar pe parcursul unei zile. Și îi pasă de pacienți. Cel mai important lucru pe care cred că l-am învățat de la dumnea ei a fost faptul că totul este posibil atunci când vrei ceva cu adevărat. Închid fluidele și e foarte important sângele și tratamentul cauzei, da? Să drenăm hemotoraxul, să decomprimăm pneumotoraxul și este una din situațiile în care trebuie să facem resuscitare în drum spre spital, pentru că dacă sunt leziuni interne, numai cu ajutorul chirurgului putem să rezolvăm cauza respectivă. Deci e o situație de nu stai acolo și resusciți, ci pleci cu el, dacă poți să faci compresiuni toracice eficiente și te duci cu mașină, elicopter, cu ce ai, astfel încât să ajungi și să-i dai o șansă. Evident, toate specialitățile sunt frumoase. Eu o consider pe a mea cea mai frumoasă, pentru că ai șansa de a
întoarce un om dintr-o situație foarte gravă, cum este un stop cardiac, și ai în același timp șansa să vezi o inimă oprită care începe din nou să bată, sau un om care este în comă, care se trezește și îți vorbește. Și lucrul ăsta este foarte frumos, e ceva nemaipomenit. Ești cumva de la agonie la extaz. Pentru medicină de urgență, eu fiind prima generație, nu am concret un model, mai ales în România. Am învățat câte ceva în stagiile de pregătire pe care le-am făcut la Spitalul Lausanne, la Spitalul Universitar din Lausanne în 2001, sau în cadrul departamentelor de urgență și a serviciilor de urgență din prespital din Seattle, din statul Washington, acolo unde de fapt se spune că s-a născut medicina de urgență Medic One. Și pe partea de prespital, colaborarea cu SAMU Paris și cu alte servicii de prespital. SAMU Paris, condus pe vremea aia de domnul general, acum în retragere, Henri Julien, care este de asemenea un model. Sunt bucuroasă că mă număr printre prietenii domniei sale. Revenind la modele, unul național, care este și internațional și care este RAED, chiar dacă am crescut deodată, prin faptul că el a fost primul care a înființat SMURD în România, a fost clar un model pe zona de prespital. Pentru partea de spital am făcut medicina internă și cardiologia, doamna și domnul profesor Mihai Dan Datcu și George Tadatcu, anestezia, terapie intensivă în clinica condusă de domnul dr. Iulian Stratan, care iarăși a fost un model, și am avut atunci bucuria să lucrez și să mă îndrume pe lângă domnia sa, doamna dr. Ioana Grigoraș, care este acum profesor de anestezie terapie intensivă, cu care am făcut și prima resuscitare, pe care nici eu, nici domnia sa nu o uită. Era vorba de un tânăr de 21 de ani, internat într-un spital de psihiatrie, care, fiind imobilizat la pat și cu multe sedative, având și o greutate mai mare decât media, a făcut o embolie pulmonară și a venit în ATI. În ciuda eforturilor, care au durat 3-4 ore, atunci pacientul s-a pierdut și m-am dus acasă și am plâns. Asta se întâmpla în 1994. De atunci am plâns pentru mulți pacienți ai mei. Nu în fața lor, nu în fața familiilor lor. Înțeleg foarte bine de ce pentru Diana a fost un moment foarte special. Înțelegeți, în medicină o resuscitare cardiorespiratorie este, dacă vreți, ultima frontieră a medicinei. De acolo e neantul. Este un moment extrem de special pentru că trebuie să acționezi imediat. A fost rezidenta mea, pe atunci medic secundar. Țin minte că am lucrat foarte mult cu ea și era prima serie de rezidenți în medicină de urgență. Era o deschidere de drum și gândiți-vă că această specialitate nu exista în România. Prima serie a fost pregătită de medicii din specialitatea ATI și Diana a lucrat cu mine. Mă aduc aminte pentru că am făcut, dacă vreți, o echipă foarte sudată, mă urma peste tot, m-a ajutat foarte mult, îmi plăcea foarte mult spiritul ei deschis și dorința extraordinară de a învăța și de a face lucruri. Cu foarte bună manualitate, cu foarte multă curiozitate, empatie pentru bolnav. Am niște amintiri extraordinare din perioada aceea. Se spune că medicina de urgență te face puternic, te face uneori de piatră și să reușești să treci peste aceste momente. Din păcate, eu n-am găsit încă această cale și din păcate sunt în continuare marcată și țin minte foarte multe din cazurile care din păcate s-au pierdut. Țin, bineînțeles, foarte minte și foarte multe cazuri care au fost salvate și unele sunt bucuria și altele sunt parte din tristețea mea.
Chiar și după 30 de ani de experiență la urgență, pierderea unui pacient e dureroasă. Dar dispariția unui coleg este sfâșietoare. De-a lungul timpului, în familia Smurdiaș, două echipaje nu s-au mai întors din misiune. Primul accident a avut loc în ianuarie 2006. Elicopterul în care se aflau medicul Liliana Puiu, asistenta Mioara Haută, pilotul Valentin Stănescu și copilotul Augustin Toma, n-a mai aterizat niciodată la baza Smurd de la aeroport. Tragedia a adus nori plumburii, lacrimi, întrebări, spaimă. A pus echipa la grea încercare, dar în final cei de pe pământ au continuat visul celor din cer. Am fost împreună în momentele grele și am fost oameni, am plâns, am mângâiat părinții, frații, colegilor care s-au pierdut și am fost în același timp clar uniți în a începe munca. La început în UPU, apoi în prespital, pe mașină și apoi și elicopterul, când a revenit un nou elicopter de la Ministerul Afacerilor Interne, am spus, eu trebuie să fiu prima care să zbor pentru a da încredere echipei, pentru că dacă mie mi-e frică, eu n-am încredere, nu le pot cere celorlalți să fie mai curajoși. Am făcut lucrul ăsta fără nicio trăsărire, cu multă încredere că trebuie să le continuăm visul, să le continuăm jertfa, altfel e degeaba. Am făcut între timp, în toată evoluția asta profesională, pe lângă studiile doctorale, am mai făcut o facultate pe care o simțeam eu necesară așa pentru sufletul meu, pentru pregătirea mea, facultatea de psihologie la Universitatea Alexandru Ioan Cuza și sunt bucuroasă că am și această licență în psihologie, specializarea psihopedagogie, care îmi folosește foarte mult și mi-a folosit de-a lungul timpului. Am vrut să o filmați pe Alexandra. Alexandra este nepoata asistentei care s-a pierdut. Da, povestea e că Mioara n-a avut copii și ține foarte mult la nepoții ei. Și dumneavoastră a zis să-i continuați exact visul. Da, Mioara, sigur, e un om împăcat. Ea era cea mai credincioasă așa. Și e bucuroasă de ceea ce vede. Azi e proaspăt atinsă la doctorat, că de asta am întâlnit. Bravo, felicitări! În 2016, încă o tragedie a îndoliat echipa Smurdiaș. Medicul Mihaela Dumea, asistentul Gabriel Sandu, comandorul Doru Gavril și comandorul Voicu Șocaie au salvat viața unui pacient chiar cu prețul vieții lor. Efectuaseră o misiune dincolo de Prut când au fost surprinși de furtună. Elicopterul Smurd nu a mai refăcut drumul spre casă. Cel de-al doilea accident petrecut în Republica Moldova ne-a găsit clar la fel de nepregătiți pentru a trece printr-o astfel de dramă. Și unul din momentele dramatice ale vieții mele este acela în care am ajuns la Institutul de Medicină Legală din Chișinău să-i luăm pe colegii noștri cu mașinile Smurd. Să venim acasă, să trecem prin tot ce înseamnă această dramă și să mergem mai departe. Am avut alături de foarte mulți ani asistenta șefă pe Mihaela Maxim, care este un om deosebit, care a crescut aici, venit ca voluntar de când era elevă în școala post-liceală. Nici nu credeam atunci că fetița aia micuță și subțirică o să fie un asistent șef atât de puternic și de bun. Și dincolo de fragilitatea care părea atunci la început, este un om puternic și un om alături de care am trecut prin multe momente grave. Pentru Diana Cimpoeșu, momente grele n-au fost doar în familia de la serviciu, ci și în familia de acasă. Întâi s-au stins bunicii, apoi părinții. Cu toții sunt vii în amintirile ei, pentru că toți au fost modele în viață. La fiecare zbor, caută chipuri dragi în norii care îmbracă cerul.
Să încep cu străbunica care m-a crescut. Dintr-o familie de mici burghezi din Craiova, străbunica mea era un om bun, cel mai bun om pe care l-am întâlnit. O bunătate și o forță de muncă. Ea e omul care m-a dus la biserică și care m-a învățat despre Dumnezeu. Merg mai departe către bunica mea, care a fost profesor de biologie. Era o femeie extraordinar de frumoasă, distinsă. Pe lângă influența ei în decizia de a face medicină, îmi rămâne și veșnica ei tinerețe. Vorbele ei, dragă, am 25, merg pe 24, la an se referea, deși avea cam 60 atunci. Bunicul, care a fost ofițer și a lucrat în armata română și a luptat în al doilea război mondial și care i-a împrumutat rigoarea militară, dar și simțul ăsta de corectitudine și modelul de optimism pe care bunicul meu l-a avut. Mama este un model pentru muncă. A fost farmacistă aici în spitalul ăsta. Permanenta ei dorință de a învăța, care este clar și o dorința mea, și puterea ei de muncă neobosită acasă și la spital, la farmacie. Iar tata, dragostea asta de viață, simțul tehnic pe care l-am moștenit de la el, încerc și acum, discutam în școala doctorală, trebuie să transformăm totul într-o gândire logică și matematică. Ce mare interesare are suscitarea așa special la un traumatizat din punct de vedere neurologic? Dacă el face stop, ce mare interesa special? Gândindu-mă la neurologic, hipoxia, da, ok, asta o rezolv la A. Hipotermia, dacă va cerca asta în mediul afară. Hipotermie. Și care e cel mai indicat fluid în traumă cu hemoragie? Masă eritrocitară. Ok. Diana Cimpoeșu apare frecvent în programele de știri din dorința de a schimba comportamente nocive. Acum, în emisiunea Televiziunea mea, i-am propus să comprime o zi de muncă într-o oră, permițându-ne să cunoaștem în același timp omul din spatele medicului. Eu nu pot să spun că expresia îmi ocup timpul este o expresie care mi se potrivește. Încerc să fur un pic de timp pentru mine. Acasă fac foarte mult din partea de știință. Citesc, scriu, îmi pregătesc conferințele, îmi pregătesc cursurile. Este o poză pe care am pus-o la finalul prezentării mele la școală doctorală cu puștul meu care avea atunci 5 ani și care era așa sărea efectiv peste laptopul meu, încercând un pic să-mi atragă atenția că e și el pe acolo. Astăzi încerc eu să... Și-s bucuroasă încă, mergem în vacanță împreună, deși el este student la Londra, face arhitectură acolo. Mi-ar place să am timp să gătesc, fac prăjituri de Paști și de Crăciun. Da, Silvan spune că fac cele mai bune prăjituri din lume, probabil că le fac și foarte rar. De Crăciun facem albă ca zăpada și nuci cu ciocolată. Am înțeles atunci când mama a plecat în cer că în viața asta trebuie să ai și vacanțe. Clar, partea asta de călătorie este una din pasiunile mele și au avut-o toți ai mei. O pasiune nouă a fost cea cu schiul. Soțul meu, când eram prieteni în anul 2 de facultate, m-a învățat să schiez. Și am continuat să fac lucrul ăsta și asta mă relaxează și umple sufletul de bucurie. Avem o gașcă de prieteni și ne petrecem sărbătorile împreună, ne petrecem și vacanțele împreună. Pasiunea pentru dans o am și ea s-a transformat într-o pasiune care a devenit foarte prezentă în viața băiatului nostru, care a făcut 14 ani de dans sportiv și avem acasă
zona mare de cupe și medalii, de la concursurile de dans sportiv, toate locurile posibile și evident bucuria multor locuri e unul. Apoi a trecut pe pasiunea cu raliu. Eu nu am pe asta condusul, am carnet de conducere, dar nu conduc, am condus foarte puțin. Cu bunicii mei s-au pierdut în 2004, înainte de a avea șansa să începem smurt la Iași. Știau că am zburat cu elicopterul de la ambulanță și ei m-au încurajat. Părinții mei, în schimb, ei întotdeauna m-au rugat, dacă se poate, să nu mai duc cu elicopterul. Mai ales că la primul accident, așa s-a întâmplat, informațiile au curs într-un anumit sens și ei au primit telefon că eu eram în elicopter. Până am vorbit cu ei, au trăit câteva minute de groază, de spaimă și au rămas marcați de acel lucru și tatăl meu până anul trecut m-a rugat. Nu-mi spunea să nu mă duc, dar îmi spunea, știi, eu te rog. Eu mi-am urmat așa misiunea și dorința și merg mai departe cu ceea ce am eu încredere că trebuie să fac și mi-este dat să fac aici în medicina de urgență din România. Dacă mă sunau, le răspundeam, dacă puteam, dacă eram în drum spre misiune. Și tata și Diana. Atât. Eu văd faptul că Diana continuă să facă gărzi și mai ales pe elicopter ca oglinda minunată a pasiunii ei pentru profesiune. Și, în al doilea rând, iubirea profundă pentru medicină, pentru că, până la urmă, trăsătura esențială a medicinei este dorința de a face bine semenilor tăi. Gărzile sunt, până la urmă, momentul în care dai cel mai intens măsura profesionalismului. Este confruntarea cu necunoscutul. Medicul Diana Cimpoieșu își iubește profesia și, în egală măsură, iubește oamenii. Altfel, nu și-ar pune viața în pericol pentru a salva alte vieți. Au fost destule momente în care a simțit că e chiar misiunea pe care i-a încredințat-o Dumnezeu. Mă bucur de fiecare pacient care e bine, de fiecare pacient care mă sună și mulțumește, de fiecare om pe care îl văd a doua oară, a treia oară și văd că e mai bine. Clar iubesc oamenii și am simțit de multe ori că Dumnezeu mă iubește și credința mea e răsplătită cu multe momente frumoase, cu multe momente de reușită profesională. E o bucurie că lucrez într-un spital care are o biserică și care de fapt s-a construit în jurul unei biserici istorice. Unii dintre membrii echipei din urgență ne regăsim aici, vorbind cu preoții, închinându-ne, luând un moment de răgaz. Suntem foarte legați de biserica asta, eu sunt foarte legată. Am trecut și prin momente frumoase, am botezat aici micuțul pe care l-am adus la viață pe lume în misiunea cu elicopterul de la sfârșitul anului 2014 și din păcate mi-am petrecut aici ultimile clipe cu bunicii mei, pentru că ei au ales, deși erau craioveni 100%, să rămână alături de mine și dincolo de viață. În biserica asta vin din 1993. De fapt, și când eram studentă, noi ne închinam înainte de unele examene. Credeam că avem nevoie și de un pic de ajutor divin să trecem peste niște momente care nouă atunci nici se păreau foarte dificile. Acum, privind în urmă, după 30 de ani de la absolvire, mi se par foarte frumoase.
Aici am văzut copiii crescând și al meu și copiii celorlalți care vin aici la Biserica Sfântului Spiridon. Și s-a creat o comunitate în jurul bisericii, așa cum există o comunitate și o familie în urgența din Spitalul Sfântul Spiridon. Diana, îți doresc să rămâi, să fii în continuare un model, un motiv de inspirație pentru generațiile tinere. Din Facultatea de Medicină, medicii care se pregătesc în diverse specialități, cei nu neapărat tineri, cei care practică, muncitorii, care ară cu sârg tarlaua medicinei, să fii pentru ei în continuare un model și o inspirație de dedicație și de dăruire profesională. Mult succes, Diana! Mi-ați putea relata o misiune când ați simțit ajutor divin? Două astfel de misiuni mi le amintesc foarte bine. Una era o misiune de simulare. Atunci când am început programul SMURT Moldova și zborul în Republica Moldova, și era vânt mai tare decât astăzi. Am mers prin vântul ăla și a fost cu multe turbulențe, extrem de multe turbulențe. Asistentei mele șefei era clar rău. Am zis că dacă aterizăm cu bine atunci, n-o să mai fac misiuni cu elicopterul. Și asta se întâmpla în 2014 și am făcut foarte multe misiuni și foarte multe intervenții cu elicopterul de atunci. Și a mai fost o misiune cu elicopterul mare și a apărut un beculeț în tablou de comandă al elicopterului. Piloții ne-au spus că este o problemă, trebuie să ne întoarcem. Felul în care auzeam elicopterul și auzeam motorul ne-a îngrijorat și pe mine și pe asistent și eram amândoi paliți, transpirați, și asistentul mi-a spus: "Doamna doctor, nu mai știu nicio rugăciune." Și am zis: "Stai liniștit, o să spun eu pentru amândoi." El, nu după acea misiune, cam un an mai târziu, a plecat din zona medicinii de urgență. Eu însă am rămas aici. Cred mult în Dumnezeu și în... Am credința că El dă omului ce poate face. Și dacă El m-a pus pe mine să fac asta, înseamnă că eu trebuie să-mi duc menirea mai departe să fac asta.